Toate persoanele imunizate cu schema completă, începând cu data de 3 septembrie 2021, pot merge la centrele de vaccinare pentru a primi bonurile de masă în valoare de 100 de lei. Acestea sunt valabile doar pentru cei care s-au imunizat până la sfârșitul anului trecut. Aglomerație încă de la primele ore ale dimineții la un centru de vaccinare din Mehedinți. Oamenii nu s-au strâns pentru imunizarea anticovid, așa cum ar fi sperat autoritățile, ci pentru ridicarea voucherelor pentru vaccinați. Începând cu data de 2 februarie, se vor distribui tichetele de masă primite de la Ministerul Sănătății către toți medicii vaccinatori și centrele de vaccinare din județ. Precizăm că alocația de hrană sub forma tichetelor de masă, în valoare de 100 de lei, se acordă tuturor persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare, începând cu 3 septembrie 2021. Strânși încă de la ora 8, mehedințenii au stat și mai mult de o oră în aglomerație pentru a putea primi cei 100 de lei sub formă de tichete. Aceștia spun că așteaptă de 3 luni să intre în posesia lor, după ce au ajuns cu întârziere în județ. Cât timp stați la casă? Păi, doamnă, cred că nu știu, aproape 2 ore se fac. Ați așteptat aceste tichete? Păi cum să nu le așteptăm, că sunt vaccinată din noiembrie. Stai să mă la casă. Așteptați aceste etichete. Vă ajută. Orice plus e bine venit. Ați așteptat aceste etichete? Păi, sunt bune. Binevenite. Dacă tot îți ia moaca, de ce să nu le luăm? Voucherele în valoare de 100 de lei pot fi luate de la centrul de vaccinare, cabinetul medicului de familie sau ambulatoriu de specialitate, în funcție de locul în care s-a efectuat imunizarea în baza registrului de evidență operat. Tichetele vor fi acordate și în 2022, chiar dacă anul trecut autoritățile luau în calcul renunțarea la acest stimulent. Acestea se acordă persoanelor care se vaccinează cu schema inițială, nu și pentru doza booster. Ele nu pot fi acordate persoanelor care s-au vaccinat mai devreme de 3 septembrie 2021, data publicării ordonanței de urgență ce a introdus acordarea acestor vouchere.